pacienții bariatrici sunt pacienții care se cunosc cu obezitate morbidă sau au un indice de masa corpului peste 40. Respectiv, ei beneficiază de asistența nutrițională sau corecție de regim alimentar. Unii pacienți apelează la tratament medicamentos. Dacă eșuează tehnicile, se apelează la treia treaptă de tratament, care este recomandată în ghiduri, și anume diferite tipuri de operații bariatrice. Decizia tipului de operație bariatrică este luată de medic chirurg. Cea mai mare greutate care am avut-o a fost 136 de kilograme cu 8 luni în urmă. La moment 75 kg. Din cauza graficului, cred că alimentația incorrectă, s-a ajuns la problema dată. Mă simțeam mereu obosit, treza la ora 8, la ora 9 de-am simțai că ți-ai somn. Mergeai în autobuz, adormeai la volan, adormeai și am văzut că e o problemă foarte serioasă. Când am văzut că a apărut problema asta, am încercat prin diferite metode să o rezolv. Cu diferite diete, cu sport, dar nimic nu a dus rezultat. Post-operator, pacientul este educat și reeducat să mănânce alimentele de bază ca să-și completeze necesarul nutrițional corespunzător masei corpului la momentul vizitei. Îi este recomandat să vină la nutriționist după 3 luni, apoi după 6 luni, ulterior o dată în an. Pentru a evalua deficitele nutriționale, să facă anumite analize, se vede statutul metabolic, cum funcționează celelalte organe, cum a răspuns organismul la tehnica radicală de corecție a masei corpului. Dacă la unii pacienți apar deficite, în cazul dat noi le completăm. Postoperator, de obicei, pacienților le se recomandă 3 mese de bază și 2 gustări. Asta e organizarea alimentației. Revenirea la alimentație obișnuită, cu mese complete, doar în cazuri excepționale, adăugarea adaosurilor suplimentare, mă refer proteine. Să nu uite de un stil de viață sănătos, care implică și un somn de calitate, și o igienă a emoțiilor, și o activitate fizică moderată. S-a schimbat totul numai spre bine. Pot să mă ocup cu sportul, nu am oboseală, la volan pot să merg fără griji. Când mă urcam la volan, mereu era grija să nu adorm la volan. Relația, de fapt, medic-pacient și relațiile de colaborare între specialiști este viitorul medicinii, de fapt, și este un succes al nostru, al tuturor, pentru a obține un rezultat durabil, pe termen lung, pentru a aduce beneficiu pacientului, pentru a minimaliza riscurile și pentru a îmbunătăți sănătatea, de fapt.